Salutare, dragilor! Mă bucur să ne revedem astăzi, după cum v-am obișnuit, din nou un video din seria Stil de viață activ și sănătos. Astăzi a venit rândul temei de ce nu funcționează dietele, de ce nu funcționează curele de slăbire și cred că e un moment bun să abordăm acest subiect, pentru că suntem în luna ianuarie. Luna ianuarie e luna în care totul e posibil. Toată lumea își pune scopuri, toată lumea vrea în luna ianuarie să fie mai bine în anul ce urmează, așa că haideți să vedem de ce nu funcționează. Despre mine, eu sunt Raul Stoian, sunt tehnician nutriționist, sunt fitness coach, sunt antreprenor în acest domeniu și am creat acest canal pentru că realmente îmi doresc ca mesajele pe care eu le-am învățat în ani de zile de studii despre corp și așa mai departe să ajungă la cât mai mulți dintre voi. Iar dacă vi se par utile sfaturilor, recomandarea mea este puteți să le dați mai departe persoanelor cunoscute care, să spunem, că ar avea nevoie sau știți voi că ar avea nevoie de aceste informații. Despre mine mai multe detalii aveți în descrierea videoului. Așa că haideți să dăm drumul la treabă. După cum spuneam, discutăm 10 minute despre de ce nu funcționează dietele. Și, dragilor, cred că în primul și în primul rând, în momentul în care discutăm de diete, ce ar fi foarte important de precizat este că de unde pleacă aceste diete? De unde pleacă ideea de a slăbi? Păi ideea de a slăbi eu cred că pleacă în momentul în care noi considerăm sau tragem concluzia că, băi, ceva nu a mers bine în alegerile pe care eu le-am făcut în ultima vreme. Adică dacă eu nu am ales să fac lucruri prea sănătoase sau prea disciplinate, cu siguranță s-ar putea ca să nu mă simt bine sau greutatea mea să nu fie unde ar trebui să fie. Și tocmai de aceea să ajungi în punctul în care să intri într-o dietă, clar că este, pare așa la îndemâna oricui. Dar foarte important am selectat câteva puncte pentru care eu consider că ar fi important să te mai gândești încă o dată înainte să începi următoarea cură de slăbire. Da? Și primul pas foarte important pe care eu îl precizez și de ce văd eu că nu funcționează dietele este că, punctul 1, sunt prea stricte. De multe ori o persoană care ajunge să se îngrașe, se îngrașă pentru că n-a ținut cont de foarte multe lucruri sau nu a făcut neapărat ce trebuie, dar în mod repetat. Și dacă de mâine eu pun acea persoană într-o strictețe totală, de ce sunt eu foarte sceptic în direcția asta? Pentru că am văzut sute de oameni, mii de oameni care au început o cură de slăbire și a durat o săptămână, două, sau poate doar câteva zile, sau poate maxim o lună. Știi despre ce vorbesc? Ai întâlnit vreodată pe cineva sau poate chiar tu? Ok? E prea mare strictețe și dacă vrei să fii strict cu tine, o să poți, dar nu o să poți foarte mult timp și o să te trezești în zilele următoare în frigider și nu o să știi de ce. Pentru că realmente, dacă vreau să slăbesc, ar fi foarte bine să fac tranziția de unde sunt, către unde ar trebui să fiu, pas cu pas. Nu să încep de mâine și să spun gata, de luni mă apuc sau de la întâi mă apuc sau nu știu de când mă apuc eu să slăbesc. Nu. Cred că tranziția trebuie să fie făcută ușor și o dietă, din păcate, este mult prea restrictivă în direcția aceasta. Bun. Următorul punct este legat de faptul că dietele, încă un lucru pentru care nu funcționează, este că ele nu sunt personalizate. Ce înseamnă nu sunt personalizate? Înseamnă că am văzut multe diete în care primești o foaie, în care tu ai, uite, asta mănânci, asta, 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 asta. Și la fel are și bunica mea, și mama mea, și doi vecini, și vărul meu, și toată lumea are aceeași dietă. Dar oare nu avem necesități în cantități diferite noi ca oameni? Oare eu ca bărbat nu consum mai mult decât o femeie? Sau o femeie care este la o anumită greutate, oare nu are nevoie de mai multe lucruri decât o femeie care are 20 de kilograme mai puțin? Și sunt foarte multe cazuri de genul acesta. Deci, foarte mare atenție, pentru că dietele nu funcționează pentru că ele nu sunt personalizate și de cele mai multe ori, din păcate, mai sunt și auzite în stânga, în dreapta și vezi pe cineva care poate a avut rezultate și mamă ce tare este, wow, ce fain că a slăbit, trebuie să abordez și eu. Și de multe ori, cu siguranță, acest lucru nu te duce neapărat în direcția bună pentru că nu știi neapărat ce alegere a făcut acea persoană, nu știi neapărat ce a făcut în rest și, cel mai important, nu știi cum funcționează corpul acelei persoane. Deci nu sunt personalizate și atunci, cu siguranță, asta poate să lase urme pe termen lung, poate nu pe termen scurt. Pentru că trecem mai departe spre punctul 3 și, tot legat de personalizat, am văzut foarte multe diete care sunt sărace în elemente nutritive. Punctul 3 pentru care nu funcționează, exact acesta este. Dietele sunt sărace în elemente nutritive și tu te bucuri că vei slăbi pe cântar și te duci și zici, wow, am ținut o dietă și mamă ce tare sunt, uite, am slăbit 7 kg pe cântar, dar tu nu știi un lucru, tu nu știi că acele kilograme pot să fie retenție de apă, poți să consumi glicogenul din mușchi. Și dacă vreți să aflați mai multe, cred că am un video pe canal despre carbohidrați unde o să învățați ce înseamnă glicogen.
și multe lucruri de care poate că tu aveai nevoie în corpul tău. Da? Și atunci te bucuri că le-ai slăbit pe cântar, dar de fapt aia nu este slăbire. Aia nu este slăbire, aia pur și simplu ai eliminat unele lucruri de care tu aveai nevoie. O slăbire trebuie să fie o consecință a unui stil de viață activ, sănătos și complet. Da? Deci dacă eu îi ofer corpului tot ce-i trebuie, ca și când ofer salariul întreg corpului meu, el primește tot ce-i trebuie și atunci el știe să funcționeze optim și mai ales să slăbească, pentru să slăbească, dar slăbirea să fie o consecință naturală că știu să fac lucrurile bine. Foarte mare atenție. Deci, de foarte multe ori am văzut acest lucru. Foarte, foarte mare atenție, pentru că, din păcate, ce se întâmplă este că oamenii nu-și dau seama și spun, lasă, domne, că văd eu după aceea ce o să fac. Lasă, domne, că țin o dietă pentru o perioadă de timp și după aia văd eu ce fac. Păi hai să spun eu ce o să faci. Tu o să faci ce știi. O să faci ce știai și înainte să ții acea dietă, adică ceea ce te-a îngrășat. Și dacă te-a îngrășat odată, din păcate te va îngrășa încă o dată. Și de la punctul 3 trecem spre punctul numărul 4, care este în strânsă legătură, pentru că nu ai suficiente elemente nutritive, am spus la punctul 3. Punctul 4 este că îți pui în pericol sănătatea. Îți pui în pericol sănătatea pentru că tu îi oferi corpului poate multe lucruri dintr-o anumită categorie și foarte puține sau deloc din alte categorii. Și am văzut diete în care sunt foarte puține vitamine, minerale în unele zile, sau am văzut diete în care este foarte multă proteină animală în unele zile, sau am văzut diete în care este carbohidrați nu sunt deloc și oamenii nu înțeleg că chiar dacă vrei să slăbești, ai nevoie de carbohidrați sănătoși, bineînțeles, și într-o anumită cantitate. Și cantitatea e destul de mare și ar trebui să știi când, cât și cum să-i mănânci ca să fie tot ok, da? Pentru că altfel îți pui foarte mult în pericol sănătatea. Și aici vorbim de, poate, simplu fapt că tu nu mai ai energie, nu te mai simți bine, cade părul, se exfoliază unghiile, digestia nu mai este bună. Astea sunt primele semne. Și oamenii, apropo, nici nu cred că e ceva de sănătate legat aici. Zic, lasă că, na. Sau, Doamne ferește, să duci și mai departe și pe termen lung de aici să plece niște probleme cu adevărat și nu cred că îți dorești. Pentru că tu vrei să slăbești ca să fii mai sănătos, nu vrei să slăbești ca să te slăbești de tot și să fii bolnav sau să pățești anumite aspecte în sănătatea ta. Și problema este cu ele, pentru că nu ai suficiente elemente nutritive, îți pui în pericol sănătatea și nu doar că îți pui în pericol sănătatea, dar mergi la următorul punct, punctul 5, care este că te vei îngrășa la loc. Sună paradoxal, dar foarte mulți oameni, pentru că este strictețea aceasta pentru o anumită perioadă de timp, abia așteaptă să termine dieta, abia așteaptă să termine această perioadă, ca să zică, mamă, să-mi fac și eu poftele. Și poftele după aceea se transformă în obiceiuri și obiceiurile te duc pe tine din nou să te îngrași la loc. De ce? Pentru că e simplu. Întotdeauna în viața ta când te simți că ești restricționat, vrei să scapi de acolo, vrei să evadezi, nu-ți place așa ceva și atunci din păcate te vei îngrășa la loc. Și nu te vei îngrășa doar că vei mânca mai mult, dar o perioadă în care ai avut strictețe foarte tare s-ar putea să lucreze la metabolismul tău și să-l încetinească. Și în momentul în care metabolismul tău este încetinit, așteaptă-te ca în următoarea perioadă să le pui foarte repede la loc. Pentru că slăbești 10 și vei pune 12-14. Slăbești 7 și vei pune 9. Și așa mai departe. Eu nu e că îți doresc lucrurile acestea, dar vreau să scot în evidență multe lucruri pe care le-am văzut la extrem de mulți oameni care țin o dietă și și pas cu pas, pas cu pas, ei nu înțeleg că, de fapt, luptă contra lor. Și multe diete luptă contra sănătății noastre. Asta e foarte important. Pentru că după toate aceste puncte, dacă trec la următorul punct, punctul 6, ar fi legat de faptul că, din păcate, o dietă te face să-ți fie frică să mai încerci orice. Da? Pentru că am văzut persoane care au încercat să țină 2, 3, 4, 5, 10 diete, toate au eșuat, toate, sau poate au slăbit, dar pe termen mediu s-au îngrășat la loc și după aceea au spus, nu, eu am încercat orice, eu așa sunt, ăsta este corpul meu, e normal ca la femei, după o anumită vârstă, arderile să fie mai lente. Asta primesc eu ca și răspuns mereu și din păcate, nu că nu este adevărat parțial, e un adevăr acolo, dar din păcate oamenii pun asta în față și gata, nu mai trebuie să fac nimic după asta pentru că oricum. Dacă arderile mele sunt lente și așa mai departe, oricum eu nu mai pot să fac nimic. Ba da, pot să faci foarte multe, da? Pentru că, din păcate, punctul 6 este un punct pe care îl văd în general mai la toată lumea care testează tot ce poate. Tot ce prinde de pe internet, de la prieteni, de pe Google, de pe Facebook, de oriunde vede vreo dietă, gata, hai să o țin. Și, din păcate, la un moment dat ajunge în punctul în care eu nu pot.
corpul meu așa este, eu am probleme cu glanda, eu am probleme cu nu știu ce, eu am probleme cu aia și eu niciodată n-am putut slăbesc. Da, n-ai putut slăbești pentru că tu nu ai abordat soluțiile corecte. Asta este foarte important, da? Și atunci, cu siguranță, dacă n-ai abordat soluțiile corecte, clar că tu nu vei slăbi și nici nu vei mai avea încredere în tine că vreodată o să mai poți să faci ceva, da? Și bineînțeles, o să închei cu faptul că dietele nu funcționează pentru că ele te bagă într-un cerc vicios. Și o să vedeți imediat la final o poză. Un cerc vicios în care ce faci tu de fapt este faptul că începi dieta, ești super entuziasmat la început. Mamă, ce tare! Uite, încep dieta asta și o să fie foarte tare pentru că eu îmi doresc să arăt bine la vară, sau îmi doresc să fiu sănătos și îmi doresc să am corpul ăsta frumos, să nu-mi fie rușine cu mine. Și ce vei face? Tu începi dieta și în momentul în care tu începi dieta, începi să reduci din mâncare. Pentru că asta fac oamenii când slăbesc. Reduc din mâncare foarte puțin. Și ce se întâmplă? Pe măsură ce reduci, la început ești entuziasmat, e super tare, e totul foarte bine, dar după aceea ce se întâmplă este faptul că foamea asta începe să se strângă, câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic. Și după aceea tu începi să te chinui și te chinui, azi te chinui mâine, te chinui poimine, te chinui răspoi mine. Și din păcate, la un moment dat nu o să poți să faci asta la nesfârșit. Și ce se întâmplă atunci este că urmează eșecul dietei, după eșecul dietei vine supraalimentarea, supraalimentare care ce se întâmplă de fapt? Este tu te întorci să recuperezi tot ce n-ai mâncat în zilele în care ai ținut dietă și când ai supraalimentare, iar tu la un moment dat, gata, trebuie să fac ceva, trebuie să țin o dietă pentru că nu mai pot și treci din nou, încep dieta, din nou reduci din mâncare, din nou te duci și te chinui și te chinui și te chinui, iar eșecul dietei, iar nu mai știi de tine. Și de fapt ce o să faci este că exact în același punct despre care vorbeam mai devreme, la un moment dat o să spui clar, eu nu pot, nu este despre mine și eu nu o să pot niciodată. Așa că, dragilor, eu sunt convins că o concluzie foarte interesantă a videoului de astăzi este că dietele clar nu funcționează. Ce funcționează în schimb, funcționează îmbunătățirea stilului de viață. Funcționează ca tu să înțelegi că dacă vrei să slăbești, începe cu pași mărunți. Ia-o cu pași mărunți. Dacă știi că trebuie să bei 2-3 litri de apă plată și astăzi bei 2 pahare, începe să bei 3 pahare și mâine 4-5 pahare și într-o lună să te duci să reușești să bei 2 litri de apă. Dacă tu știi că sar peste mese, începe să-ți reglezi un pic mesele și să nu mai sari atât de mult peste ele. Dacă tu știi că mănânci prăjit, că mănânci toate cele care știi că nu ar trebui să le mănânci, începe și în loc să prăjești, pune la cuptor sau pune la grătar. În loc să faci nu știu ce sosuri, ia un sos simplu de roșii și puneți și atunci totul este ok. Dacă știi că mănânci paste, orez, pâine albă și mai departe, înlocuiește-le cu lucruri integrale. Pâine integrale, paste integrale, orez brun și o să te ajute mult mai mult. Dacă tu știi că de obicei nu mănânci prânzul, apucă-te să mănânci prânzul. Păi n-am timp, nu e nicio problemă. Încep să-ți iei de acasă o caserolă cu tine dacă ești la serviciu sau în altă parte și îți pregătești din timp ceea ce știi că trebuie să mănânci. Dacă tu știi că seara mănânci târziu, începe să lași tu măcar 3 ore de la ultima masă până la momentul în care tu te pui să dormi. Da, dar nu pot, Raul, e doar pentru că tu așa te-ai obișnuit. Dar începe să faci lucruri mai bune cu tine și adaptează-ți un pic în funcție de programul tău, dar nu mai găsi scuza că eu sunt full cu timpul și n-am timp și copiii și jobul și așa mai departe, pentru că ai o singură viață și ai un singur corp. Și atunci trebuie să ai grijă de tine, pentru că dacă tu nu ai, nu o să aibă nimeni. Și nu vrei peste 10 sau 20 de ani să te trezești, să te uiți înapoi și să zici, băi, ce neinspirat am fost că acum 20 de ani nu am avut grijă de mine. Uite, acum mă chinui, sănătatea mea e la pământ, nu pot să fac nimic, trebuie să mă duc cu rețeta la doctor în fiecare lună, am aia și în sănătate, sunt casat. Nu o să vrei să vezi chestia asta și chiar așa greu o fi oare să încep să beau mai multă apă, chiar așa greu o fi să mă duc să mănânc un pic mai bine, chiar așa greu o fi să mănânc un mic dejun echilibrat și să-mi iau în buzunar niște migdale sau caju sau să-mi iau un iaurt grecesc sau să-mi iau o banană și să mănânc la gustare, nu cred că e greu. Dar cum Jim Rohn zicea, ce este ușor să faci, e ușor și să nu faci. Da? E foarte ușor să mănânci o banană, dar e foarte ușor și să nu mănânci. E foarte ușor să mănânci prânzul, dar e foarte ușor și să nu-l mănânci. Și toate lucrurile acestea, dar viața este despre ceea ce noi alegem. Așa că, dragilor, atunci când voi vreți să slăbiți, încă o recomandare este luați lângă voi o persoană care știe despre ce vorbește.
puneți, luați sfaturi de la oameni care sunt în măsură, oameni care au slăbit sau oameni care sunt profesioniști în domeniul acesta. Nu mai ascultați sfaturi stânga-dreapta pentru că nu o să vă ajute. Voi puteți să faceți asta, dar din păcate din nou o să ajungeți într-un punct în care o să fiți deja dezamăgiți și nu o să vă iasă ceea ce vreți să vă iasă. Da? Și atunci cu siguranță clar că nu ne simțim bine, nu mai avem încredere și toate cele parc gata, ni se scufundă corobile. Așa că, dragilor, sper că v-au fost utile sfaturile de astăzi. Pentru orice alte întrebări, abia vă aștept în comentarii să-mi scrieți. Poate și cu alte idei pentru videourile ce vin zilele următoare și, bineînțeles, dacă vă doriți să slăbiți, sunt în perioada aceasta în acțiune, ajut o grămadă de persoane să slăbească, așa că scrieți-mi și cu siguranță o să putem stăm de vorbă și să vă ajut dacă voi considerați că este nevoie. Mult succes, toate cele bune, ne vedem la următoare.